Dumnezeu vă salută pe Diana. Astăzi vom învăța să facem această brățărușă cu culorile alb și roșu, o brățărușă care poate fi făcută cadou, fie pentru 1 martie, fie pentru 8 martie. Eu am început cu o mărțeluță, mărțeluța mea are un diametru de 1 cm și după cum puteți vedea este foarte atrăgătoare, foarte frumoasă. Pentru aceasta eu am folosit firul de bumbac, de culoare roșie și de culoare alb. Bumbac adaptat croșetului cu numărul 3. Însă eu voi lucra cu croșetul cu numărul 2 și jumătate, după cum puteți vedea. Și nu este greu de lucrat, este foarte ușor, veți vedea, nimic deosebit. Este nevoie doar de puțină atenție. Voi începe lucrând un număr de 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. După ce am lucrat aceste 7 ochiuri de lanț, vom lua firul de croșet o dată, de 2 ori, de 3 ori. Voi intra în primul colț de lanț, voi extrage firul și, începând din acest moment, voi trece cu croșetul prin primul fir, apoi prin următoarele două, prin următoarele două și prin ultimele două, după care voi închide. Astfel am format un inimiluș de la brățara noastră și voi continua lucrând cele 7 ochiuri de lanț. 1, am lucrat deja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, firul de 3 ori de croșet. Voi intra din nou în primul ochi de lanț și voi extrage firul, după care voi trece cu croșetul prin acest fir. Apoi prin următoarele două, prin următoarele două, prin următoarele două și vom închide totul. Deja avem două inelușe din brățarea noastră. În felul acesta noi vom continua și vom face un număr de 2, 4, 6, 7 astfel de ochiuri. 7 inelușe să le numim. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Eu am lucrat cele 7 inelușe ale brățării noastre, bineînțeles, în funcție de firul cu care veți lucra, de grosimea firului dumneavoastră, puteți face 7 sau mai puține sau mai multe, în funcție de mâna pentru care veți lucra, așa cu aproximație. După ce am închis și acest inelus, vom începe să îmbrăcăm fiecare jumătate deocamdată, fiecare jumătate a inelusului cu picerușe scurte. Deci avem 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 și cel de-al 10-lea picioruș scurt. Deci, mai mult sau mai puțin, cam 10 piciorușe, 10 piciorușe scurte va fi pentru fiecare jumătate de plățișor, de veriguță, să-i spunem. Și vom continua pe acesta, cât este preparat. Vom continua pe acesta, ați văzut cum am făcut trecerea de la un inelus la celălalt. Aș vrea să-l fac din nou pe una cu dumneavoastră, după care noi vom lucra singuri până vom ajunge corespondenți cu ultimul inelus. Deci am închis aceste parte și imediat voi trece în următorul, nimic deosebit. Vedeți? Și continui cu piciorușele scurte. Iar acum vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns la ultimul inelus și pe acesta le vom îmbrăca în totalitate în piciorușe scurte și în același timp vom ascunde și capătul de fir
this could definitely be the best option to pick up on coming out fast from the Terriers se vuoi c'è Lucrez c'è Smith un po' di se un pick di un cardo e ci ha pensato con il Defir toccare il buon primo deck con un dei buon reusci ovvero la stessa buon da stabilità che la gente rimane il buon primo și deci vom continua și învăța acest ultim negus, după care vom trece și partea a doua din negusurile următoare. Deci am ajuns până aici, după care imediat trec în negusul următor și învăța un picior ușă scurte. Deci, practic, ceea ce am făcut pe o parte, vom repeta și pe cealaltă. Per noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns și la capătul rândului, deci am îmbrăcat inelușele, vom închide rândul cu fir alunecat, în corespondența primului picioruș scurt realizat, vom scurtea firul, iar capătul de fir îl vom ascunde. Ascunde capătul de fir. În același mod, vom lucra și în culoarea alb. Deci vom face un lățișor identic cu acesta, doar că va fi în culoarea alb. Bineînțeles, eu l-am pregătit deja pe al meu, dacă doriți. Sper cu trecerea timpului să, deci nu foarte mult timp, să vin și cu alt proiect de brățărușă pentru 1 martie, pentru 8 martie, după cum vedeți eu am scurtat aceste capete de fire și așa cum vă spuneam, lățișorul alb ne l-am pregătit. Acum vom începe să aranjăm, practic, brățărușa noastră. Vom pune una peste alta, unul peste celălalt, lănțișoarele lucrate de noi și vom începe în felul următor. Partea roșie o voi trece un pic deasupra. După care, în același mod, partea roșie, o voi scurte prin următorul lănțișor alb, felul acesta. Apoi, lănțișorul alb îl voi extrage prin cel roșu. Eu la acest încet, încet le vom aranja, uitați-vă. Deci le vom intercala practic unul cu celălalt și aranjându-le bine vom forma brățărușa noastră. Pe măsură ce coborăm în jos, vom aranja bine fiecare segment din acesta, încât să aibă o formă cât mai frumoasă, cât mai plăcută. Încet ajungem și la capăt. Uitați-vă. Și iar aici ultimul negus, îl îmbrăcăm și pe acesta. Și
Nicholson sau se prezintă brățărușul Mastra. Ceea ce avem de făcut acum este doar să fixăm aceste două părți, una cu cealaltă, aici vom coase un pic cu coacul, după care aici voi pune mărgeluța. După ce voi coase mărgeluța, cu această parte putem să închidem. Sau, la opinia dumneavoastră, după cum doriți dumneavoastră, puteți aplica chiar și o altă închizătoare. Însă eu am optat pentru mărgeluță. Deci aici voi coase mărgeluța. Așa cum spuneam, aici voi coase mărgeluța, mi-am pregătit apă curată. Voi intra de dedesubt, voi pune mărgeluța mea, să-i găsim așa, vom coase bine, să-i dăm stabilitate, vom trece de două ori cu apul prin aceasta. Și uitați-vă că am reușit să realizăm o altă lucrare specifică dumneavoastră, doamnelor începătoare, o lucrare mai ușoară. Dacă aveți mânuța iute, hărnicuță, în mai puțin de jumătate de oră puteți să faceți această brățărușă. După ce am cusut mărgeluța, în felul acesta, voi întări un pic, să-i dau o cât mai bună stabilitate și veți vedea cum voi da firul de câteva ori în jurul mărgeluței. Voi intra de desubt, îl voi întări și voi scurta capătul de fir. Nimic mai simplu, nimic mai ușor. Eu sper să vă placă acest proiect. Dacă doriți, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți și eu ca întotdeauna vă doresc spun lucru. Vă doresc o zi minunată, ia să vedem ce a reușit, ia să vedem, aceasta este cea de două, uitați-vă cu această parte, închidem, aceasta este brățărușa noastră. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă doresc o zi minunată și ne vom reîntâlni. La revedere, vă salută, Tatiana!